Criza din sistemul medical este departe de sfârșit. Angajații DSP din întreaga țară continuă protestele și amenință cu blocarea întregii activități de săptămâna viitoare din cauza salariilor. O mare federație din sistemul sanitar a dat guvernul în judecată pentru neaplicarea legii salarizării. Când Sanitas a decis că trebuie să dea autoritățile în judecată, au fost mulți care au spus că încearcă degeaba și că nu există cale de succes. Au fost acuzați de oportunism, însă au fost perseverenți și au continuat să strângă semnături. Un număr de 75.000 de membri Sanitas, peste 80% din totalul organizației, s-au alăturat acțiunii. Acest proces este un demers pe care nicio altă organizație sindicală din România nu l-a parcurs. Aceștia au arătat tuturor colegilor săi care sunt obiectivele acestui proces și care vor fi obligațiile statului față de angajații din sănătate și asistență socială dacă procesul va fi câștigat. Sindicaliștii au cerut membrilor lor de sindicat să fie parte din această acțiune în instanță pentru că autoritățile nu își respectă propriile legi, nu se țin de cuvânt și cineva, în speță instanța, trebuie să acționeze față de acest comportament.